Deschide poliția! Deschide! Mai repede! În doar 10 luni de zile, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism Buzău au reușit să anihileze una dintre cele mai mari rețele de trafic de droguri care opera în sud-estul țării. După percheziții efectuate simultan în Brăila și Buzău, procurorii au dispus arestarea a 5 indivizi, capturarea acestora având loc la Buzău la finele săptămânii trecute. Dintre aceștia, 3 sunt buzoieni, unul din Brăila și al 5-lea din capitală. Încă 3 persoane sunt cercetate în stare de libertate. Practic, activitatea infracțională a acestor grupuri, 3 care au acționat în județul Buzău, s-a desfășurat între noiembrie-decembrie 2013 și august 2014. Pe această perioadă s-au pus în vânzare circa 500 de grame de substanțe psihoactive și mai multe substanțe calificate de lege ca droguri de risc și mare risc, în jurul la 35-40 de grame de cannabis și 180-185 de grame de substanță ce prezintă un component calificat de lege ca drog de mare risc, respectiv 4-metilenfecatinon. Cercetările continuă până la tragerea la răspundere penală a tuturor participanților la activitatea infracțională prin finalizarea rapoartelor de constatare tehnico-științifică pe restul probelor analizate. 4 dintre ei au primit mandat de arestare, iar ultimul va fi nevoit să nu părăsească domiciliul fără notificarea prealabilă a organelor abilitate. În cauză, instanța a admis propunerea unității noastre și a dispus arestarea preventivă a unui număr de 4 inculpați, arestul la domiciliu pentru un alt inculpat. Unitatea noastră a mai luat și măsura preventivă a controlului judiciar pentru 2 dintre inculpații cercetați. Alți 2 sunt cercetați în stare de libertate. Un al treilea este urmărit și el penal, dar în prezent se află în străinătate. În momentul reținerii, tinerii traficanți aveau asupra lor 30-40 de grame de cannabis și 180 de grame de droguri de mare risc.